Ea vrea să devină prima femeie din Republica Moldova care ne va arbora drapelul pe cel mai înalt vârf din lume. După ce l-a cucerit pe Chili și l-a îmblânzit pe Volcanos Ojos del Salado, ea vrea mai mult. Totuși, e pregătită pentru asta? Am zis să ne convingem singuri și am însoțit-o pe Olga Țăpordei la un antrenament matinal. Pentru a ajunge pe cel mai râvnit vârf din lume, este nevoie de multă forță, dar și o pregătire fizică pe măsură. Din acest motiv, Olga Țăpordei nu a pierdut niciun moment în ultimele luni. Practic m-ați prins la pregătirile de final, pentru că două săptămâni înainte de escaladare se opresc absolut toate antrenamentele și eu de fapt acum le-am reluat. Am de făcut două antrenamente înainte de escaladare, așa că sunt la final. În mare parte se fac acum cardio, se fac alergări, dar și multe ridicări pe scări, pentru că cumva la fel este foarte important pentru Everest. Deci exerciții care dezvoltă rezistența. Urcarea pe cea mai înaltă creastă din Himalaya necesită și un regim alimentar mai special, precum și respectarea orelor de somn. Pe cele din urmă însă, Olga speră încă să le recupereze înainte de a ajunge la munte. Eu întotdeauna am încercat să mă alimentez balansat cumva, da? Acum, ultimele două săptămâni înainte de munte, e foarte important să mâncăm carbohidrați, mulți carbohidrați, să dormim mult și să ne umplem de energie. De asta se opresc și antrenamentele. Și ultimele câteva săptămâni cred că am dormit, dar sper că o să recuperez în primele zile când o să aterizez în Kathmandu. Nu trebuie deloc neglijată nici motivarea personală, anume ea este cea care te mai poate ține în competiția pentru cucerirea Everestului. Cred că psihologic ești pregătit atunci când iei decizia să mergi pe Everest. Suntem și noi pregătiți să o aplaudăm pe Olga la întoarcere. Până atunci, îi ținem strâns pumnii. Eu atunci când a venit pe canapeaua noastră și a povestit despre experiențele ei pe cel mai înalt vulcan, am zis, nu ce, Olga, următorul Everest. Și ea, da, nu. De fapt, ea știa că vrea să ajungă acolo atunci când a urcat probabil prima dată pe un munte. Toată Moldova acum îi ține pumnii. Cred că toată Moldova acum și nu doar Moldova îi trimite mesaje de încurajare, pentru că trebuie să ai un curaj nebun ca să urci pe Everest. Ea este nebun de curajoasă și tare mă bucur că avem așa femei în Moldova. Eu am emoții pentru tine, ca să nu mai zic ce zice familia ta. Câți oameni au încercat să te oprească? Nu cred că au fost astfel de oameni în viața mea. Au fost oameni care mi-au spus, poate ai nevoie de, nu știu, să mai aștept un an, doi, trei. Și am zis, nu, viața este azi, aici și acum. Și sunt alte criterii care decid dacă pot să merg eu în expediția asta sau nu. Respectiv, dacă eu așa simt, cumva eu mi-ascult intuiția, plus experiența pe care am avut-o în cel mai înalt vulcan din lume și Africa. A fost o experiență bună, a fost o experiență frumoasă. Eu am înțeles că mă simt bine în munți, eu am înțeles că pot, eu am înțeles că îmi place energia de acolo și anume din motivul ăsta am zis, cine știe ce o să fie la anul? Hai să facem anul ăsta. Și ghidul cu care am fost în ceilalți doi munți, l-am întrebat, cum crezi, eu sunt gata? Și el zice, tu ești gata încă de când nu ai fost în munți. Și cumva mi-a dat curajul ăsta, bine. Într-adevăr, era un scop, așa cum spuneai, de la bun început, atunci când știam că, când am fost în Africa, știam că vreau pe Everest. Știam de vreun an că vreau pe Everest. Și da, a fost un fel de pregătire, vroiam să înțeleg dacă am eu nevoie de asta, dacă pot eu să încerc, dacă îmi permite sănătatea, capul, mintea, creierul și tot. Și iată că marele eveniment este în două zile. Când? În două zile? Da, două zile plec. Ți-ai făcut practic toate bagajele. Da, aproape, aproape. Ce urmează să se întâmple? Iată pașii următori. Unde mergi? Ce faci mai departe? Deci, acum sunt extrem de focusată pe bagaje și pe să nu uit nimic, pentru că expediția durează 45 de zile, îți dai seama de câte lucruri este nevoie. Dar joi, zbor în Nepal, de acolo stăm câteva
două, trei zile în Kathmandu, după care din Kathmandu zburăm în aeroportul Lukla și începem ușor, ușor escaladarea. Deja o să trecem prin Namche Bazar, o să fie niște destinații foarte, foarte frumoase, spectaculoase și eu sper din tot sufletul să am rețea, să pot păi, asta vreau să zic, să arăți celor de acasă, da. Dar în primul rând să le dai semnal oamenilor tăi că ești bine, sănătoasă, pentru că este un traseu complicat. Da, deci tu ești conștientă. Din cele două există, adică din, dacă să vorbim de China și Nepal, Nepalul este traseul cel mai complicat. Da, ce? Da, eu pot să iau cel mai greu. Dar dacă China nu-i deschisă, asta e. Înseamnă că, știi, Lilu, este o vorbă și mie îmi place foarte mult cum sună, că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Da, respectiv, eu cred că dacă a fost să fie așa, înseamnă că eu trebuia să merg prin Nepal. Se spune că acolo este o frumusețe extraordinară. Deci sunt niște view-uri de care, nu știu, n-am mai văzut nicăieri. Respectiv, eu sunt extrem de motivată să merg anume pe acolo și cred că anume așa a fost să fie. Antrenamente. Te-am văzut antrenamente, practic, toată perioada asta ai fost fie în munți, fie în sală. Fizic, da. Mental, cum te-ai pregătit? Ai mers la psiholog, ai faci meditații, yoga, cum te pregătești? Nu fac nici meditații, cu păreri de rău sau de bine, nu știu, încă nu am simțit eu exact cum trebuie să le fac. Yoga tot nu fac. Eu sunt, tu știi, eu sunt o optimistă incurabilă și eu cred că așa cum zic oamenii cu care am mai fost în munți, că eu psihologic, la mine pregătirea psihologică este mult mai mare decât cea fizică, da? Adică eu psihologic sunt pregătită de atunci de când am decis să merg pe Everest. Adică ei zic că niciun om normal care nu este pregătit psihologic nu spune că da, eu sunt gata de Everest, hai. Dar cum ai vorbit cu fata? Să-i spui că mami da, va lipsi de acasă deci atâtea ea, zile. Noi povestim absolut toate detaliile. Unde mergem, dacă în deplasare de care, în ce țară, în ce oraș, cât o să stăm. Și i-am povestit despre Everest, i-am arătat imagini, i-am arătat, adică înainte de asta, când am fost în Africa, deci ea a urmărit tot procesul. Mama mea când venea la noi, eu i-am făcut Facebook vreo 2-3 luni urmă și mama i-a arătat stories și așa. Și ea știa tot, după care eu am, când am venit, deci noi când mergeam undeva într-un local, ea era foarte mândră. Chiar dacă are 4 ani jumate, ea se apropia de oameni străini și spunea, știți că mama mea a cucerit Kilimanjaro. Da, acum la școală, știi, urmează să ajungă la școală. Da. Cel mai înalt munte din lume. Mama mea a fost acolo. Da. Și acum când ne-am spus, uite, o să fie perioada mai lungă, o să fie 45 de zile, ne-am învățat să numărăm până la 45, ne-am înțeles cam ce o să fac în perioada asta, că eu o să-i trimit poze, că uite, am arătat animăluțele care sunt acolo în munți, iac se numește. Da, cel mai gras lapte din lume. Și ea mi-a zis, m-a rugat să-i aduc o astfel de jucărie și m-a rugat să pun mâna și să-i fac poze, deci cumva noi discutăm tot procesul ăsta și sper că o să fie bine. Sunt sigură de fapt că o să fie bine. Plus, Bogdan este acasă un părinte și asta mult înseamnă. Contează mult. Da. E o expediție scumpă. Foarte scumpă. Deci e una din cele mai scumpe expediții din lume. 70.000 de euro. 69.000 de euro. Bine, în diferite agenții costă diferit. La mine este un preț mediu, aș spune. Nu știu, în Rusia costă 79.000, da? Deci în Ucraina 69.000, că eu mă duc cu un ghid ucrainean, care de fapt este și vicecampionul lumii și deci este un ghid foarte, foarte bun. 69.000 de euro. Uite, da. Asta e o grămadă de bani. Da. Cum și sunt repartizați? Sau pe ce sunt ei dați? Uite, doar 11.000 de euro costă permitul. Adică Parcul Național din Nepal eliberează, pentru ca să poți să faci scaldarea pe Everest, trebuie să cumperi un permit. Un fel de bilet. Da? Un fel de bilet, da. Per bilet de intrare, gen. Și ăsta este 11.000 de euro. Plus echipamentul. Deci 10, adică peste 15.000 de euro biletele și plus toată perioada asta, adică imaginează-ți că stai undeva 45 de zile, cam cât ai cheltuie, adică de asta cheltuielile sunt așa, plus oamenii care, șerpa se numesc, oamenii care ne ajută pe noi să ducem toate lucrurile, ne ghidează, plus ghidul are salariul lui, bineînțeles, plus cheltuielile de avion, deci toate astea fac, da. Asigurare medicală ai? Asigurare medicală, da. La fel este una, adică la fel și asigurarea medicală costă, deci nu costă ca de obicei cum plătim noi pentru călătorii, pentru că sunt mai multe cazuri. Riscuri. De care, exact, și la fel costă gen 400-500 de euro.
Așa, la biserică este duci. La biserică. La biserică am să mă duc neapărat. Mi-am propus să merg chiar joi dimineață. Uh-huh. Da, deci chiar eu sunt, nu merg foarte des la biserică, dar sunt momente din viață în care eu simt și atunci merg. Deci nu merg, știi cum e calendarul sau nu știu ce. Atunci când eu simt, atunci merg. Și mi se pare cel mai frumos lucru ăsta, să putem să simțim, știi, de ce avem nevoie și ce vrem să facem în anumite momente din viața noastră. Da, îmi dau seama că inbox-ul tău este plin de mesaje. Așa este. Oamenii te susțin, oamenii îți trimit mesaje și contează foarte mult energia pe care o primești. Absolut. De la oameni. De asta, nu știu dacă ați văzut, am lansat o colecție limitată de vinuri ca să adun resurse, pentru că am vorbit până acum că este o expediție foarte, foarte scumpă și am ales să livrez acest vin personal, anume pentru a savura din energia acestor oameni, pentru că oamenii care îmi scriu că vor să contribuie, că vor să ajute, că vor să mă susțină. Încă o dată mă conving cât de mult noi moldovenii suntem atât de buni, atât de săritori, atât de calzi. Deci este extrem de frumos ceea ce se întâmplă în ultimele zile în jurul meu. Și cineva m-a întrebat recent, Olga, dar de ce nu ai cerut ajutor de la stat? Și eu zic, păi noi suntem statul. Statul mă ajută. De fapt, toți oamenii acestui stat mă ajută. Să te ajute Dumnezeu, mulțumesc, să te ajute energia ta interioară și energia oamenilor care te vor susține. Sperăm să ai cât mai mult contact cu noi ca să știm că ești bine. Și nu pot decât să spun că să te așteptăm acasă cu mare frumos drag, sănătoasă și puternică și peste, nu 45, o lecție, că mai multe zile, că o să-ți dăm zile să te odihnești. Nu chiar deodată să vii pe la televiziune sau să încep lucru, că dau seama că și cu jobul o să ai nevoie să recuperezi multe așa zile. Este. Să vii tu sănătoasă acasă și împlinită pentru, nu știu dacă poate fi, decât pe lună să te mai duci de-am. Poate în cosmos, cine știe. Cine știe, da.